Guvernele Ponta s-au confruntat din mai 2012 până în prezent cu trei moțiuni de cenzură. Niciuna dintre aceste inițiative ale parlamentarilor PNL, PDL și PPDD nu a fost adoptată. Cea de-a patra moțiune depusă astăzi și ultima din acest an la adresa guvernului Ponta 4 a fost semnată de 180 de parlamentari ai PNL. Nemulțumirea opoziției este legată de trimiterea judecată a premierului Victor Ponta. Liberalii sunt de părere că premierul compromite o națiune întreagă și îi consideră complici pe principalii susținători ai săi, Gabriel Oprea și Liviu Dragnea. Deci dumneavoastră vreți acum să-mi dau eu demisia pentru că Atanasiu cu au semnat niște contracte. Care e logica? Dacă cumva le-a uitat doamna consilier avocat Gorghiu, am în față așa. Contract. Gorghiu, Pop și Asociații Avas, 25.000 de euro plus TVA. Gorghiu, Pop și Asociații Avas, 10.000 de euro plus TVA. Gorghiu, Pop și Asociații Avas, 6.000 de euro plus TVA. Sunteți cam scumpă, doamna Gorghiu. Am să vă dau o veste bună și o veste proastă. Vestea bună este că primul ministru mai are 3-4 cetățeni români care îl susțin. Vestea proastă, însă, este că aceștia sunt liderii partidelor de guvernare. Vestea și mai proastă, însă, este că aceștia, din urmă, au un interes. Unul dintre dânșii vrea să se așeze pe locul de pe care Victor Ponta s-a ridicat în partid, altul își dorește să rămână primul senator al țării, iar altul. Confundă, din păcate, puterea cu interesul național. Ți-ai făcut un calcul și știi că ai numărul de voturi suficient ca să treacă moțiunea, ai și echipa guvernamentală care să vină imediat după ce pică guvernul respectiv, ai și propunere de prim-ministru ca să arăți țări întregi că de a doua zi România nu intră într-o aventură, fără niciun orizont, într-o zonă de instabilitate. Nu. Susțineți-ne nouă moțiunea de cenzură că avem noi o chestiune personală cu Victor Ponta și vedem ce facem de-a doua zi. Așa ceva nu se face. Când un alt demnitar ajunge într-o situație personală care face rău poziției sale în stat, țării sale și fiecărui cetățean, trebuie să plece imediat din acea demnitate. Pentru a-și întări convingerile, dar și pentru a susține moțiunea depusă, peneliștii au reușit să mobilizeze aproximativ 3.000 de persoane care au protestat în fața Parlamentului împotriva guvernului Ponta.